N-am să spun prea multe versuri, fiindcă timpul e limitat. Dar ce spun, mie îmi pare că e foarte important. Eu nu sunt decât atâta omul care mă vedeți. Nu destul de îndrăzneț, nu destul de vorbăreț, însă am ceva de spus. Sunt și eu de-a lui Iisus. Că iubirea lui cea mare n-are în lume asemănare. Lumea e rea, falsul domnește. Nu știi cine ce gândește chiar și atunci când zâmbește. Frații mei, vorbesc acum a celor buni și celor răi. La ai mei și la ai tăi, la cei mici și la cei mari, la cei slabi și la cei tari, și la cei ce scărturau, și la cei ce se cred grei, și la cei ce-s farisei și scumăștile la ei, tuturor ce vor în viață să-L slujească pe Iisus. Eu atâta am de spus. Cine vrea să aibă parte cu așele scumpărați, trebuie ca tot să știe. În Hristos noi suntem adevărați. Dacă nu trăiesc frăția, în zadar mi poezia. Dacă ești cu două fete, în zadar tu dai povețe. Dragostea, să știți, ne-a dură. Dragostea nu se răzbună. Dragostea se umilește, ne inspiră, ne înfrățește. Dragostea adevărată este binecuvântată și sfârșește glorios căci în frunte e Hristos. Dacă simți că cum ești, frate, dacă simți că ești cum ești, dacă inima îți bate pentru cele pământești, dacă simți că nu ai pace chiar dacă te crezi creștin, vino, vino și te pocăiește, că viața pe pământ nu e lungă. Ea sfârșește. Dar să ajungi în cerul sus, după cum Ioan ne-a spus, pocăința este calea care duce la Iisus. Amin. Amin.